Prezintă-te în câteva propoziții. Salut, numele meu este Sebi Mircescu, sunt actor, am 30 și aproape 4 de ani. Sunt un soț extraordinar și am un băiat foarte frumos, o soție extraordinară și îmi place foarte mult actoria. Salut, sunt Sergiu Cosache, sunt actor, am aproape 34 de ani, sunt un soț extraordinar, am o fetiță foarte frumoasă și o soție superbă și îmi place actoria. Asta ai zis, nu? Asta am zis, acum ne completăm unul cu altul, ca Yin și Yang. Eu sunt Yin, iar Yang. Dacă ar trebui să scrii tu, în continuare, povestea personajului tău, care ar fi parcursul? Silviu ar face o treabă extraordinar de bună încât i-ar lua locul lui Costoiu. Acum pare că din nou îl copiez, dar asta aveam și eu în cap. Sergiu face o treabă atât de bună încât ajunge în locul lui Tătuțu. Știi, vine Tătuțu și spune, tu rămâi. Care a fost impactul personajului asupra ta? Pe mine m-a ajutat foarte mult că sunt polițist în serial, pentru că m-a oprit poliția în ultima vreme de câteva ori bune, pentru că am, să zicem, o problemă la mașină. Am niște jante mai mari decât trebuie și m-au oprit băieții ca să-mi ceară talonul, dar pentru că, clar, nu, și pentru că suntem pe val. M-au iertat de fiecare dată, dar tot timpul m-au întrebat la față ce se întâmplă cu anumite personaje și bineînțeles că n-am putut să le răspund chiar tot. Chiar dacă am fost amenințat că mi se ia talonul și de amendă. Da, și mie mi s-a întâmplat. Adică, bine, de multe ori oamenii îmi spun, aud des, dar tu ești diferit față de cum ești la televizor. Păi, e un personaj, eu sunt... Și îmi plac asta, îmi place mie să o zic, nu știu de ce. Eu sunt pisică, mă, viața de zi cu zi, n-am nicio treabă cu... Chiar așa e, e un băiat foarte bun. Mulțumesc frumos. N-are nicio legătură cu personajul. Noi ne dăm calde, ne știm de foarte mult timp, adică voi să nu luați... Explică ce înseamnă calde, adică ne umflăm. Ne lăudăm unul pe altul. Un moment amuzant de la filmări. Moment amuzant. Tia, adică noi trebuie să ne pregătim, că tot timpul suntem... Ce că totul e viu. Moment amuzant. Da. Următoarea întrebare. Atât de amuzant încât nu spunem nimic, știi? Șerban Pavlu e foarte amuzant și ne face tot timpul să râdem și facem anumite chestii. Păi de-aia a fost adus în proiect Șerban Pavlu. Trebuie atmosfera să fim ok. Care e întrebarea pe care ți-o adresezi tu, ție, cel mai des? Cine sunt eu? Mamă, cât de adânc! E scris adânc. Și un răspuns ai găsit? Cine sunt eu? Încă nu, încă-l caut. Măi, cred că mă întreb de ce iau anumite decizii și de ce reacționez într-un anumit fel. Da, ok, suntem conduși de impuls, avem o reacție spontană, dar la rece mă gândesc de ce, ce s-a întâmplat, ce ascunde acea chestie. Care este cel mai decisiv moment din carieră? Decisiv pentru mine cred că a fost primul proiect la care am lucrat, Valuri se numește, aveam 16 sau 17 ani. A fost un scurtmetraj apreciat cu mai multe premii câștigate și datorită acestui rol am decis să merg pe acest drum. Momentul decisiv a fost momentul în care m-am hotărât să dau la teatru. Pentru că eu n-am dat din prima la una TC. Un an de zile am fost la jurnalism, după care m-am întrebat ce fac cu viața mea și care e rostul meu pe acest pământ și am dat pe ascuns la teatru, n-a știut absolut nimeni. Și cred că momentul ăla, săptămâna aceea în care am luat decizia să dau la teatru și să mă pregătesc pe ascuns, eu cred că ăla a fost momentul decisiv pentru cariera mea, pentru că am prins trenul. Dar de ce pe ascuns? Că eu nu știam asta. Pentru că nu voiam să știe nimeni și oricum n-aveam nimic de pierdut până la urmă, dar am vrut să fac o surpriză oamenii. Ah, ok. De-aia m-am pregătit bine și era cât faci să mă prindă. Pentru că uitasem niște poezii la un moment dat ascunse pe sub canapea și bineînțeles, eu cum citesc foarte mult, pentru că îmi place să citesc foarte mult, am găsit-o. Era cât pe aceea să găsească foiraia să mă întrebe, da, ce-ai pățit, ai stricat? Și iată-mă, după 13 ani alături de colegul meu, faimos și minunat, Sergiu Costache, împărțind aceeași scenă și aceleași filme și seriale. Și același set și tot ce înseamnă, pentru că mai avem un pic și ajungem în cuplu, Vasile Muraru și... Lasă așa. Ioana, știi, să te uite pe telefon, în mintea este, bă, nu mai termin niște odată, că a zis să răspunde scurt, mă, băieți. Sau Stella și Arșinel. Nu, e ok, nu dezvolta, scurt și la obiect. Cum ți s-a părut personajul tău când ai citit prima dată scenariul? Băi, pentru mine a fost foarte ofertant, pentru că nu mai sunt la infractori. I'm with the good guys, you know? Adică sunt cu băieții buni, știi ce zici? În sfârșit a fost ceva de genul. Mulțumesc, Angel, mulțumesc pentru partitură. Am fost foarte impresionat și mulțumit și fericit că în sfârșit mai fac și altceva în afară de gangster. Nu, același lucru poate să spună și prietenul meu, dar asta e partea a doua. Da, pot să spun. Genial. Adică sunt un actor care se bazează foarte mult pe instinct, iar instinctul mi-a zis e bine. E bine. E mișto ce se întâmplă aici. E tot gangster, dar știi, doza aia de nebunie contează. Face diferența între celelalte personaje, să știți ce să zic și eu. Uite, și pot să-ți confirm treaba asta, pentru că maica m-a cunoaște foarte bine pe Sergiu și în momentul în care a fost primul episod de la Clanul, când l-a văzut, s-a speriat de el, deși îl știe de foarte mult timp. Foarte multă lume se știe.
foarte multă lume. Sper cu ceea ce e de apreciat. Să arătăm latura umană. Acum că e tovarășul meu, dar chiar își face treaba foarte bine. Mulțumesc. Surprinzător. Mulțumesc, Sergiu. Cine este persoana căreia ai vrea să-i mulțumești pentru omul care ești astăzi? Fosta mea directoare din clasele primare, pentru că cu ea am început... am cochetat prima dată cu partea asta artistică. Am făcut parte din trupa de teatru a școlii. M-a susținut când eram copil și mă ducea pe la festivaluri, unde am și câștigat anumite premii, și muzică, și dans, și teatru. Mă, eu am spune acum, eu am spune soția mea, dar mie să nu-ți bag mortul în casă, o să spună, uite Sergiu ce a zis. Da, soției mele mulțumesc, datorită ei sunt ce sunt astăzi. Fără ea... Lasă-și. Următoarea întrebare. Dacă ar fi să mănânci doar un fel de mâncare timp de un an, ce ai alege? Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți. Cum ai vrea să mori? Repede, fără durere. Ciocolată, alcool sau sex? Sex. Idem. Pe bune. Dacă ar fi să joci un singur rol, care ar fi acela? Infractor. Nu, Loverboy. Tot la gangster, man. Sunt eu Loverboy și ele gangster. Păi Loverboy, adică are și cu ce altfel. Ai, de unde a tăiat Loverboy? Mulțumesc. O noapte la party sau somn? Somn, pentru că suntem bătrâni. Avem copii. Vacanță cu familia, prietenii sau singur? Vacanță cu familia. Înconjurat de oameni aroganți sau proști? Hai, mai bine aroganți. Tale prost, nu știu. Nu suport oamenii aroganți. Silviu, excepție. Mai făcut dorești aici? Nu, iubitul. Celebritate sau bani? Știi cum e vorba aia? Celebritatea azi o ai, mâine nu mai ai, dar banii... Și cu banii la fel. Da, și cu banii la fel, da. Iau eu banii pe celebritate. Iau, sau Iver, nu știu. Sau Iver. Sau tu, că ai foarte mulți follower și tu ești cu celebritate. Da, foarte mulți. Rol negativ sau pozitiv? Negativ. Cel mai mare defect? Sunt obsedat de curățenie. Sunt foarte empatic. Uneori ar trebui să pun niște bariere și să-mi văd ale mele. Cea mai mare calitate? Am un suflet mare. Idem. Asta e adevăr. Te poți baza pe noi la orice oră din zi și din noapte. Mi-aș da și haina de pe mine. Din păcate. Ești român dacă... Ai o pungă mai mare, plină, cu alte pungi mai mici. Și ții buretele într-o cutie de margarină. Ești mafiot dacă... Conduci cu mâna stângă pe volan. Dai intervaluri pe TikTok. Ce înseamnă? Scoți la interval. Scoți la interval? Ești căsătorit. Dacă... Cum dacă? Dacă ai o soție în primul rând. Ești căsătorit dacă imediat după spectacol te duci acasă la copii și familie și nu mai stai și tu la un suc cu colegii actori. Ești burlac dacă... Stai la suc cu colegii actori după spectacol. Dacă ești la orice oră drept când te sună cineva. Ești actor dacă... Te gândești de la lună la lună cu ce să-ți plătești chiria. Dacă știi să faci diferența în momentul în care intri într-un magazin și ceri pâine normal și nu cu vocea de teatru. Mama. Ești celebru dacă... Dacă apar la televizor. Asta e, mama e cea mai fericită. Ești celebru dacă ai grijă cum ieși în fiecare dimineață din casă și să nu te vadă lumea să facă poze cu tine și să nu arăți naș. Ești prost dacă... Ei, nu știu că noi nu suntem. Nu-ți vezi de treaba ta. Ești fan clanul dacă... Dacă... Fiecare duminică... Duminică la televizor și după îți faci abonament la Voio și te mai uiți încă o dată la acel episod. Ești la curent cu toate noutățile care se postează pe internet și la televizor. Ești cârtiță dacă... Cârtiță dacă sapi... Te cheamă Marian Ruteanu. Ești polițist dacă... Dacă ai pieptul dezvoltat ca lui Silviu Nicescu. Un polițist trebuie să arate că te l-am cel mai serios. Bă, bune! Și așa, uite, acum gata, ți-ai rămas fără permis. De ce? Nu e problemă, luați-mi permisul. Mă conduci tu. Vii tu până în cheia cu trotineta. Hai să vedem, hai mai ești polițist, adâncă, ești polițist dacă atragi atenția actorilor care joacă în clanul că nu țin pistolul cum trebuie. S-a întâmplat. Mamă. Ești Silviu Mircescu dacă... Mă... Pot să răspund eu? Nu. Ești Silviu Mircescu dacă ești foarte încrezător. Mă așteptam bine? Unde e camera? Uite acolo. Eu mă uit în altă parte, tată. Ești Silviu Mircescu dacă muncești pentru ceea ce ai foarte mult și ești serios și îți vezi de treaba ta. Ești Sergiu Costache
dacă ajungi la nivelul de profesionalism pe care l-are Sergiu Fustache și vezi ce frumos am. E suficient, nu știu ce-i cu tine, e atâtea caldă. Mai venim aici, nu te recunosc. Ești Sergiu Costache dacă întotdeauna te gândești la ceilalți, cei dragi ție și pe tine te pui pe locul lui. Mulțumim, doar și domnul, aceștia au fost noi, Lolec și Bolec. Hai mă, Silviu, mă, hai mă. Mai stau un pic aici, mai. Mai ai niște întrebări pentru mine, separate. Cât ai, fără niște? Mult. Și la piept faci cu minim 100, nu? 100. Asta înseamnă să fii Silviu Mircescu și mai ales. Dar n-are niciun regret, Lolec. Are, domnule. Eu am fost Silviu Mircescu, acesta a fost Sergiu Costache. Și dacă... Hai să mergem acasă. Și dacă mai e ceva, adică nu e nicio problemă, dacă mai aveți despre niște alte.